Bună! Eu sunt Irina Rimes și am să-ți spun o poveste despre curaj. Am impresia că niciodată n-am avut curaj să fac lucruri și totuși le-am făcut. Și atunci, ceea ce am învățat eu din mica parte de viață pe care am trăit-o până acum este că curajul se poate învăța. Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. La țară, cu animăluțe, cu vecini, cu jocuri, copii. Acolo am început să învăț curajul. Am început să-l învăț când m-am trezit că trebuia să am grijă de fratele meu și de o gospodărie întreagă. Părinții mei au fost și prezenți și absenți în viața noastră, prezenți prin educație pe care ne-au dat-o, prin faptul că ne-au făcut și ne-au spus mereu să ne iubim unul pe altul. Și cred că asta a dezvoltat cele mai frumoase valori în mine și în el. Drumul meu în muzică a început foarte interesant. Profesorii mei, cei care mai târziu au devenit mentorii mei, mi-au spus să învăț o piesă pentru data viitoare. Ideea e că la următoarea oră, pentru că n-am învățat nimic, pe drum spre oră am compus un cântec. Se numea Copilărie, Dulce Copilărie. Eu mă inspir din sentimente, din dragoste. Muzica pentru mine este casă, pentru că mi se pare cea mai sinceră. Probabil asta este lecția despre curaj. Curajul să îmbrățișezi schimbarea. Pentru că schimbarea este viitorul. Mie schimbarea mi-a dus un viitor foarte frumos.